Bine v-am regăsit la Doctor Online. Vorbim astăzi despre cardiologie intervențională. Iar alături de mine se află în studioul nostru domnul doctor Ștefan Moț. Bine ați venit la Via Cluj TV. Bine v-am găsit și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Pentru că suntem în această perioadă cel puțin complicată, aș dori să mergem direct spre specialitatea dumneavoastră și să vă întreb de fapt ce este cardiologia intervențională pentru cei care aud pentru prima dată acest termen. Cardiologia intervențională este o ramură a cardiologiei care se află la granița între cardiologia clasică, cunoscută de pe vremea predecesorilor noștri iluștri clinicieni, cardiologia cu stetoscop, tensiometru și analize, cel mult electrocardiogramă și chirurgia cardiacă. Chirurgia cardiacă care a apărut destul de demult deja, din anii 50-60. Cardiologia intervențională a apărut prin anii 70-80, s-a dezvoltat enorm după anii 90 și a devenit practic extraordinar de prezentă în tot ce înseamnă medicină actuală după anii 2000. Cardiologia intervențională tratează bolile structurale sau bolile arterelor prin niște intervenții minimale, prin înțepături și nu prin tăieturi. Înțepătură însemnând intrarea în una din arterele care pot fi ușor găsite de noi, sunt la suprafața pielii oarecum, iar prin intermediul acelor locuri de pătrundere în sistemul de vascularizare arterială a organismului uman, se ajunge în diferitele organe care sunt afectate. Și aici ne referim la inimă în primul rând, inima cu vasele ei care sunt cele care hrănesc mușchiul cardiac, vasele coronare. Este foarte frecventă această boală, cardiopatia ischemică, după cum știți, una din principalele cauze de mortalitate în lume este boala cardiovasculară ischemică. Așa numita cardiopatie coronariană, cu formele de manifestare, de la infart până la așa numitul preinfart, într-o veche denumire sau o denumire populară, sau la acele dureri permanente pe care le au unii pacienți, angina pectorală, sau la formele mai mici de manifestare, la... Chiar am vrut să mă întreb pe această temă, că noi mai facem un lucru în emisiunea aceasta. Câteodată vrem să demitizăm anumite informații care circulă mai mult sau mai puțin greșit, dar dacă le demitizăm, e clar că sunt greșite. Inima doare? Nu doare inima. Doar ceea ce... suferința pe care o produce o anumită deficiență existentă la nivelul inimii duce la durere, bineînțeles. Nu vă poate doar durea inima, dar doare suferința sau este cauzată această durere de suferința ischemică, de suferința dată de lipsa de oxigenare a inimii. Și această lipsă de oxigenare a inimii este în general cauzată de niște obstacole pe care inima sau vasele de sânge ale inimii se pot forma de-a lungul timpului prin tot ceea ce înseamnă ateroscleroză. Și ar însemna să intrăm într-un curs de câteva zeci de ore ca să explicăm ce e ateroscleroză. Da, pe de altă parte, cei care caută informații despre bolile inimii pe internet caută pur și simplu denumiri de afecțiuni, de boli. Și dumneavoastră acum ați precizat următoarele: angina pectorală, cardiopatia ischemică, arteroscleroză.
Ce alte afecțiuni se pretează la astfel de intervenții pe care le realizează dumneavoastră? Foarte bună întrebare, fiindcă eu până acum am referit doar la ceea ce înseamnă inimă. Cele mai multe intervenții în domeniul cardiologiei intervenționale se adresează inimii, dar foarte multe alte organe din corp irigate de artere pot fi tratate pentru suferința aterosclerotică prin cardiologia intervențională. Și aici ne referim la bolile arterelor cerebrale care duc sângele spre creier, bolile arterelor carotide, situate la nivelul extracranian, deci în zona gâtului, sau la nivel intracranian. E din ce în ce mai cunoscută evoluția spectaculoasă a pacienților cu accident vascular cerebral care sunt tratați prin intervenții din domeniul cardiologiei sau radiologiei intervenționale. Practic sunt același lucru. Cardiologia e mai frecventă se adresează mai frecvent inimii, în timp ce radiologia intervențională se adresează arterelor periferice. În țara noastră e mai puțin delimitată treaba asta, fiindcă radiologia intervențională este destul de puțin dezvoltată. În schimb, cardiologii intervenționiști din România tratează și arterele de la nivelul cerebral, extracranian, cât și arterele periferice. Arterele care duc spre mâini, spre picioare, arterele care hrănesc rinichii, care hrănesc organele abdominale, atunci când ateroscleroza, și ați amintit de ateroscleroza, ateroscleroza este de fapt depunerea de materiale străine care constituie placa aterosclerotică la nivelul arterelor în diferite zone ale organismului uman. Dacă sunt la nivel cardiac, la nivelul inimii, dau cardiopatie ischemică. Dacă sunt la nivelul picioarelor, dau arteriopatie obliterantă. Dacă sunt la nivelul carotidelor, aminteam de carotide, pot da într-un final accidente vasculare cerebrale. Ei, toate aceste obstacole pot fi tratate prin manopere, prin intervenții minim invazive din domeniul cardiologiei, radiologiei intervenționale. Îmi stă o întrebare pe buze, dacă după această intervenție de îndepărtare a materialului care obstrucționează circulația sângelui, se poate reface tot în același loc, dacă, nu știu, pacientul are același stil de viață sau pur și simplu o predestinație genetică? E foarte bună întrebare și factorul genetic e extrem de important în ceea ce înseamnă formarea plăcii aterosclerotice. Ceea ce rezolvăm prin cardiologia intervențională este oarecum vârful icebergului. Deci retezăm vârful icebergului cu acele ustensile care le depunem în interiorul arterelor, acele stenturi. Placa aterosclerotică, care reprezintă capetul iceberg, marea masă, se află în interiorul arterelor, în interiorul peretelui arterial. Peretele arterial redevine, să zic, sau artera redevine circulantă în sensul în care fluxul de sânge este din nou normal, dar în interiorul arterei există ateroscleroză. În interiorul peretelui și a structurii arterei există ateroscleroză. Pentru această ateroscleroză este esențial ca stilul de viață să fie schimbat. Și până la urmă trebuie să înțelegem prevenția cu toate fazele ei, de la prevenția primară, alimentație, mod de viață, activitate fizică, cu fazele ulterioare, tratamentul dislipidemiei, deci a dezechilibrului grăsimilor în sânge, tratamentul hipertensiunii, tratamentul diabetului, tratamentul sau
prevenirea sau renunțarea la fumat. Toate astea sunt esențiale în prevenirea unei recidive a aterosclerozei, indiferent de unde este ea situată. Foarte bună informația aceasta pentru cei care se gândesc la o intervenție de felul acesta. Chiar aș vrea să vă mai întreb care sunt cele mai frecvente intervenții de cardiologie de acest fel, să zicem în Cluj-Napoca, pentru că aici activăm. Noi am fost oarecum pionieri în țară în tratamentul modern al infarctului miocardic acut încă din anii 98 către 2000 am început să tratăm toți pacienții cu infarct miocardic acut ajuns în camera de urgență a Institutului Inimii din Cluj prin aceste intervenții minim invazive, prin deschiderea arterelor astupate ca și cauza acestui infarct miocardic acut cu ajutorul ustensilelor care le avem la dispoziție, în principal stenturi. Stentul este o proteză până la urmă, este o structură dintr-un material metalic extrem de fin care într-o formă înainte de depunerea sa în interiorul arterei este cu o dimensiune minoră de 1 mm ca diametru, sub 1 mm, urmând ca în momentul în care este desfăcut de către un balon de dilatare să ajungă la dimensiunea sa prestabilită de 3-4 mm ca în felul acesta vasul de sânge închis să fie redeschis. Deci, cu ajutorul stenturilor am început să tratăm toți pacienții cu infarct miocardic acut încă din anul 2000. Și acum, grația unui program național de tratament al pacienților cu infarct miocardic acut, quasi majoritatea acestor boli sunt tratați în țară prin cardiologie intervențională. Deci am răspuns la primul punct, pacienții cu infarct miocardic acut. Pacienții cu boli ale inimii înaintea infarctului acut, acei precursori ai infarctului acut, angina instabilă, în sfârșit altfel de simptome cardiovasculare care predispun la apariția unui infarct acut și astea se tratează prin intervenții mini-invazive de cardiologie intervențională. Pacienții cu dureri cardiace foarte frecvente, cu angină pectorală care nu răspunde corect la un tratament medicamentos, se tratează prin cardiologie intervențională. În general, tot ce înseamnă boală cardiovasculară poate fi tratată prin cardiologie intervențională și acest tratament se adresează pacienților la care nu este suficient și se cunoaște din ceea ce înseamnă literatura medicală, se cunoaște care sunt bolile la care tratamentul medicamentos nu este suficient. Am înțeles, sper să fi înțeles și cei care se uită acum la noi. Aș dori să vă mai întreb ce urmează după o procedură de cardiologie intervențională? Pentru că, așa cum ați precizat, este minim invazivă, ne așteptăm la un timp de recuperare mai mic. Dar cât stă în spital un pacient care a suferit o astfel de intervenție și cât de multă grijă trebuie să aibă și la câte controle trebuie să vină ulterior? Depinzând foarte mult de tipul de intervenție care a fost făcută, pentru bolile cardiace, intervenția are o durată de, hai să zicem, 1-2 ore maxim, recuperarea este imediată și externarea poate fi făcută fie în decursul acelei zile, fie a doua zi. Pentru altfel de tipuri de intervenții, de exemplu, intervențiile asupra valvelor cardiace, fiindcă putem vorbi și de așa numitele boli structurale, care pot fi tratate tot prin
intervenții minim-invazive, deci înlocuirea valvulară aortică transcateter, necesită o perioadă de urmărire de 2-3-4 zile după intervenție. Recuperarea este spectaculoasă. Pacientul practic își schimbă dramatic felul de a exista în bine după o intervenție reușită, imediat după procedură. Recuperarea poate fi foarte rapidă și depinde foarte mult de genul de problemă medicală pe care o a avut pacientul. Dacă a fost o urgență, un infarct acut, recuperarea este treptată și în câteva zile, hai să zicem până la maxim 3 săptămâni, el trebuie să aibă o capacitate de efort cel puțin egală cu ceea ce avea înainte de procedură. Pentru cei la care intervenția nu a fost făcută pentru infarct, ci pentru alte patologii, putem să vorbim de o recuperare imediată și o restabilire quasi completă a tuturor capacităților funcționale ale organismului încă de două zi. Aș mai avea o curiozitate. Dacă aceste intervenții, mă gândesc că se... De fapt, chiar o întrebare, chiar nu știu. Se fac sub anestezie totală sau locală, cum se face de obicei, minim invazivă, de-aia vă întreb. 99% din intervenție se fac prin anestezie locală. Cel mult o medicație care sedează pacientul, care îl face liniștește. Să fie mai liniștit. Și anestezie locală la nivelul locului de puncție, la nivelul locului de intrare al instrumentului. Atât. Pentru că ne aflăm, așa cum spuneam la începutul emisiunii, în era COVID, vreau să vă întreb dacă a scăzut sau a crescut adresabilitatea pacienților pentru astfel de intervenții de frica infectării, mă gândesc, cu acest nou coronavirus. Întrebare foarte bună și cred extrem de folositoare pentru pacienți. Boala cardiovasculară, am spus, are o mortalitate foarte mare. Boala cardiovasculară netratată, clar, va duce în final la o depreciere notabilă a calității vieții tuturor pacienților neurmăriți. E cunoscută în lume deja scăderea adresabilității pacienților cu boli cardiovasculare către spitalele care îi pot trata, de frica inamicului public numărul 1 actual, COVID, boala COVID. Este real și o vedem și noi aici. Pacienții de frică nu ajung să fie tratați pentru boli cardiace. Dar trebuie să țineți cont de un lucru extrem de important și cred că trebuie să știe toți pacienții treaba asta. Boala cardiacă are o mortalitate incomparabil mai mare decât infecția cu SARS-CoV-2. Sigur, e spectacol, e extrem de mediatizată această boală și este o problemă reală de sănătate publică, este o problemă majoră. Nu e cazul să intrăm noi în discuții de sănătate publică, dar e clar că din cauza lipsei de vaccinare am ajuns la ceea ce suntem acum. Pe de altă parte, de frica COVID nu se tratează pacienți de boli cardiovasculare, ori infarctul are o mortalitate de 20% netratat în prima oră, în timp ce boala COVID e cunoscut că are o mortalitate de 1 până la 3%. Deci, orice om trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Este un cerc vicios. Este. Pentru că bolile cardiovasculare sunt chiar o comorbiditate în mortalitatea cu COVID. Adică categoric. Nu-ți vindeci inima, dar stai să te îmbolnăvești cu COVID. Deci vorbim de o problemă majoră. Pacienții de frică nu ajung să se trateze. Dar, atenție, de boală de inimă mor mult, mult, mult mai frecvent decât de infecția cu virusul SARS-CoV-2.
Deci mesajul de final este mergeți, tratați inima. Nu vă lăsați netratați, nu vă lăsați neurmăriți, dragi pacienți, fiindcă e extrem de important să se intervină în momentul în care se poate face ceva. Nu vă ascund faptul că ultima perioadă și după această, să zic așa, relaxare, după primele faze ale pandemiei, au adus pacienți într-un stadiu foarte avansat al bolii, în care și tratamentul, indiferent prin ce metode, este extrem de greoi și recuperarea este discutabilă deja. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile oferite și vă mai așteptăm la noi. A fost alături de noi domnul dr. Ștefan Moț, medic primar cardiolog cu competențe în cardiologie intervențională și ecografie Doppler, pentru că nu am zis la început, am vrut neapărat să menționez. Vă mulțumesc și vouă că v-ați uitat la noi. Ne vedem pe net!